Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor a fost principala temă dezbătută în cadrul seminariilor de consiliere și orientare în carieră. Studenții haretiști au profitat de prezența comisarului de poliție Victor Dan Nedelcea și psihologului Mona Căminișteanu din cadrul Agenției Naționale Antidrog și le-au adresat numeroase întrebări. Întâlnirea de astăzi a fost foarte educativă. În mod cert ne va ajuta pe viitor pentru prevenirea și altor situații de genul. Am aflat lucruri noi despre combaterea criminalității organizate, cum putem accede într-un post în cadrul Inspectoratului General de Poliție. Când vine specialistul care lucrează în domeniu, forța de convingere, să zicem, sau elementul definitoriu, ați văzut și astăzi, s-a recomandat ca încă din anul 2 de facultate să înceapă să se gândească la o viitoare profesie și să se pregătească intens pentru aceasta, sunt mult mai interesante. O ultimă întâlnire a studenților Facultății de Drept implicați în proiectul de orientare și consiliere în carieră va avea loc în data de 6 iunie.